Vă salut, dragele mele! Astăzi vreau să vă arăt cum voi face eu mărgelele, așa mărgele îmbrăcate, da? Pentru așa un colier. Mărgelele la mine sunt de diferite dimensiuni, sunt mărgele simple, este numărul 10 precios amestecat cu mărgele chinezești, deoarece ce am nevoie de efectul ăsta neregular. Vedeți cum sunt toate diferite. Am luat o mărgică de 15. Eu nu am măsurător exact, dar presupun că este de 15. Am nevoie de un ac mai lung. Este mai ușor de lucrat cu acest ac lung. La mine acul este de, cred, 6-7 mm. Știu exact. Și ață de mătase. Eu ață o cumpăr așa mare, deoarece folosesc mult. Ață voi lua o lungime cât se poate de mare. Eu aproximativ deschid ambele mâini și iau o lungime, apoi pun ața în două. Cam asta este dimensiunea care eu o folosesc. Am pus ața în două, fac un nod sănătos de aproximativ 3, de 3 ori 3 cața. Să fie rezistent. Și verific nodul. Deci am trecut cu acul prin hârtie, prin mărgică, mai îmbrac o dată. Mai îmbrac o dată o hârtie și apoi voi pune 15 mărgele. Iată combinația care o am eu aici și acum trebuie să fixez această construcție. Voi ridica un pic nodul. Încerc să-l deschid. Eu vreau să mă agăț de acest nod. Vedeți, doar am trecut cu acul printre aceste două oațe. Îl strâng. Eu am făcut o probă mai întâi și știu că mi-intră de la o mărgică, de la o gaură până la cealaltă, mi-intră 15 mărgele. Așa. Și acum trec tot prin această gaură. Ies înapoi. Fixez rândul de mărgele. Acum este așa la început, după ce îmi fixez primele rânduri, nu o să mai avem nevoie de hârtie și o să fie mai vizibil mai bine. Strângem bine. Încercăm să nu ne fugă mărgelele în interior. Iarăși luăm 15 mărgele pe ață. La început ața este mai lungă, dar avem nevoie de această lungime ca să nu schimbăm de multe ori ața. Și iar luăm 15 mărgele. Eu le pun aleatoriu. Mie îmi trebuie să fie această irregularitate la prezentarea generală. Un haos, așa, un mic haos. De asta am eu nevoie. Dacă lucrați cu mărgele de o singură culoare, este mai simplu. Am luat 15 mărgele, iar le-am lipit, le-am apropiat, intrăm în partea opusă și ieșim tot aici. Ați înțeles principiul, deci așa va trebui să avem 10 rânduri, uitați, eu am lăsat aici așa o foiță, 10 rânduri de 15 mărgele pe ață. Am prins 3 rânduri, ele sunt cât de cât fixe, stabile și acum voi scoate hârtia, să nu deranjezați, le-am să o tai.
Atenție să nu tăieți și ața. Da, vedeți. Așa. Și același lucru fac și din partea asta. Și scot hârtia. Dar totuși, țineți cu mâna. Ele trebuie să fie destul de bine întinse. Și acum voi merge pe cerc. Iarăși. Îmbrac 15 mărgele pe ac, trec cu acul din partea de jos, urc sus și așa fac 10 rânduri. Câte 15 mărgele? Am îmbrăcat mărgelele, le trag până aici, lângă gaură. Vedeți, eu cu degetul țin mărgelele de sus, să nu mi-alunece în gaură. Aici. De aici ies. Urc sus. Iarăși verific să nu alunece. Una. La mine sunt. Am și de 11 mărgele aici, și mai mari și mai mici. Așa am dat-o în spate. Întind ața strâns. Da? Ținând cu degetul să nu alunece, verific și aici să nu alunece niciuna. Și în acest mod voi continua verificând să mărgelele să țină bine lipite de mărgica mare. Nu le lăsăm libertate, nu se vor aranja frumos. Așa va arăta după ce am pus 10 rânduri de mărgele și continui, da? Acum, eu am ieșit la fel în partea de sus, cum am ieșit la toate celelalte rânduri, dar înapoi nu voi coborî direct, voi coborî pe o mărgică și aici voi păstra, voi fi atentă rânduirea mărgelelor. Și voi lua doar 13 mărgele pe ac și voi ieși în partea de jos, voi intra în partea de jos, dar la fel nu mă duc direct în gaură, dar voi prinde mărgica din rândul următor. Am luat 13 mărgele, vedeți, da? Am ieșit din mărgica de aici, din mărgică, cobor în jos cu ele, verific dacă am ajuns bine și deoarece, uitați așa, am ieșit din rândul ăsta și voi intra în mărgica de jos din următorul rând. Acesta este rândul nou. Vedeți? Intru aici, în mărgica albastră. Intru în mărgica, trag bine ața și iar urc înapoi prin gaura principală. Adică prin gaura mărgelei de 15. De 15 mm. Da, și aici să nu pierd. Dacă să fie, să nu scap ceva. Deci am ieșit din rândul ăsta, intru la rândul următor, la fel. Intru în prima mărgică. Voi lua 13 mărgele pe ac și voi intra la fel în mărgica albastră din rândul următor, adică în mărgica de jos. Din rândul următor. Da, ăsta este rândul 1 și ăsta este rândul 2. Și așa voi face încă 6 rânduri. Așa va arăta mărgica după ce vom pune următoarele 6 rânduri. Și continuăm. Deci avem așa. De aici am ieșit odată. Următorul rând vom ieși prin două mărgele. Vom pune 11 mărgele pe ac și vom ieși prin iarăși două mărgele din următorul rând. În felul următor. Aranjăm
La locul ei să vină, strângem bine, iarăși urcăm în sus, urcăm liber, să nu prindem ațele celelalte din interior, pentru a avea o trecere liberă când vom prinde acul. Și iarăși ieșim, dacă aici am ieșit prin rândul ăsta, ieșim prin următorul rând, iarăși două. Așa vom face trei rânduri și următoarele două rânduri vom trece prin trei mărgele sus. Vom pune 9 mărgele pe ac și ieșim prin următorul rând, 3 mărgele jos. Eu am terminat și celelalte două rânduri. Așa va arăta mărgica mea. La mine un pic se vede mărgica gri, dedesubt. Pentru mine aceasta nu este o problemă. Este chiar bine, deoarece eu am culoarea gri sau negru ăsta, gri metalizat. Îl am și în mărgele și chiar dă bine să se vadă un pic de sidef, să zic așa, de la mărgica dedesubt. Dacă vreți mai des să puneți mărgele mai des, continuați cu aceeași procedură care am făcut-o până acum, doar că veți ieși, desfaceți așa și vedeți câte mărgele libere aveți aici. De exemplu, da, ieșiți prin 4 și adăugați doar 7, da? Dacă o vreți mai plină, să nu se vadă, să nu fie loc deloc între dânsele. Iar eu voi fixa acum ața, după ce am strâns bine, fixez ața în felul următor. Mie mi-a mai rămas 20 de centimetri, asta este bine. Când rămâne ața mai lungă, posibilitatea de a fixa ața este mai mare și asta este chiar foarte bine. Deci eu fixez de două ori jos, verificând să fie strâns rândul, ultimul rând. Eu continuarea tutorialului sau să vedeți cum va ieși tot colierul, vă invit la următoarele tutoriale. Pentru aceasta abonați-vă, apăsați clopoțelul să fiți la curent. Ieșim, am fixat de două ori, ieșim în partea de sus și mai fixez de două ori și sus. Această metodă de îmbrăcare a mărgelor este foarte, eu zic, este ceva interesant. Dacă combinați mărgelile, puneți un 4-5 culori, dar să fie o combinație așa interesantă. Și se poate de făcut o lucrare chiar foarte bună și cu aceste mărgele chinezești. Bănuiesc că toată lumea are pe acasă rămase de pe la începuturi mărgele din astea simple. Așa. Am fixat. Acum voi tăia capătul aproximativ la vreo 7 mm. Și deoarece este ață de mătasă, eu prefer să mă asigur. Încă o dată. Și voi topi. Așa, gata, acum nu se va mai desprinde. Da, cam în capătul de sus o să vă arăt cum îl decorez și cum va veni. Mulțumesc că ați fost cu mine și aștept părerile voastre în comentarii. Dacă aveți întrebări, eu vă răspund la fiecare. Mulțumesc și v-am pupat! Pa, pa!